A fost scandal în traficul din capitală. Un polițist îmbrăcat în civil a fost lovit în timp ce încerca să aplaneze un conflict. Trei persoane au fost reținute în urma incidentului. Din informațiile oferite de Poliția Capitalei, scandalul a izbucnit în jurul orei 22 și 30 de minute. Secția 18 de Poliție a fost sesizată prin 112 de către un bărbat, că a fost victima unei agresiuni în urma unui conflict în trafic. La locul indicat s-au deplasat polițiști care l-au identificat pe bărbatul reclamat. Individul era însoțit de mai multe persoane. Pentru că bărbații aveau un comportament violent, polițiștii au cerut sprijin sprijin echipajelor din zonă. Până la sosirea acestora, în sprijin a venit o echipă formată din doi polițiști din cadrul secției 24 care acționa un civil în zona adiacentă, precizează poliția capitalei citată de news.ro. În sprijinul agresorului din trafic a ajuns un autoturism în care se aflau trei persoane. La un moment dat, una dintre acestea l-a lovit pe unul dintre polițiștii în civil. Agresorii au fost duși la sediul Secției 24, iar polițistul agresat a fost transportat la spital. Conform datelor rezultate din primele cercetări, a rezultat faptul că agresorul nu ar fi cunoscut calitatea de polițist.